8 tineri talentați din cadrul cenaclului de artă plastică Arcade al Bibliotecii Județene Nicolae Iorga din Ploiești și-au expus lucrările în Centrul Cultural din stațiunea Bușteni. Expoziția colectivă, realizată în ultimele două luni de tinerii artiști plastici elevei Colegiului de Artă Carmen Silva din Ploiești, a fost coordonată de pictorul Ioan Titus Drăghicescu. Acesta spune că lucrările au fost realizate la prima mână și este mândru de discipolii săi. Deci tot ce vedeți este făcut la prima mână, cum se spune. Deci nu lucrări elaborate. Tot ce au lucrat este la prima mână. Momentul, au prins momentul ăla de inspirație, l-au folosit și au scos niște lucruri foarte bune. Mă rog, nu putem spune că toate sunt excelente, dar lucrurile în general sunt bune. Expoziția poate fi vizitată pe tot parcursul lunii iunie, în holul central al Centrului Cultural Aurel Stroie din Bușteni. Iar pe viitor, membrii Cenaclului de Artă Plastică Arcade și-au propus să aibă și alte astfel de acțiuni în mai multe localități din județul Prahova.